Emisiunea vă este oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisando. Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele, emisiune mult așteptată de dumneavoastră, cei care încercați să vă faceți propria producție de legume, fructe și chiar de vin în curțile sau în grădinile pe care le aveți și evident noi vă suntem alături cu sfaturi în ceea ce privește întreținerea acestor culturi și nu în ultimul rând sau mai exact despre sănătatea plantelor. Și dacă am vorbit despre sănătatea plantelor și astăzi îl avem alături de noi pe invitatul emisiunii dr. Inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună ziua și bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și împreună vom încerca să găsim soluții la toate întrebările dumneavoastră, fie sosite la cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, fie pe adresa de e-mail care ați folosit o parte dintre voi și vom încerca să răspundem și întrebărilor sosite acolo. Alo, bună seara, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct! Săruna, domnișoara Cristina, să trăim! Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm! Mersim noastră! Pentru trandafiri, în momentul de față, pentru purici verzi, pentru făinare, pentru tot ce trebuie, cu ce putem să... Puteți să folosiți orice insecticid, de la Decis, Mega, Karate, Karate Zeon, Fastac, Faster, Sivantoprim. La orice insecticid care îl aplicați, reacționează. Împreună cu Score sau Sistein Forte... Și dacă vreți să se dezvolte frumos și armonios cu un start bun, îngrășământul foliar Foliplant. Dacă au frunze, dacă da. Nu-l aplicați la sol. La sol, geliasol, da? Și ăla, dar ca și îngrășământ puteți, dacă aveți Foliplant și îl dați pe frunze, puteți să-l dați și pe pământ. Și pe pământ, da. Și nu mai dăm cu geliasol. Nu mai dați cu geliasol. Da. Și la mușcate. Când are mușculiță albă, cu ce putem trata? Acolo puteți să interveniți, sunt Voliam Targo, să vi-l procurați din timp, este un produs foarte bun, dacă nu Mavric, dacă nu Karate Zeon, Vantexu, Vertimecu. Da, am înțeles. Și se pune tot așa... Da, se dozează cu... în apă, aia o puteți, de exemplu, dacă faceți cu Vertimec, puteți să puneți o fiolă în 5 litri de apă, apa puteți păstra o perioadă mai îndelungată de timp și când aveți coloniile de afide, dați un pic pe frunze, se rezolvă treaba și la 3 săptămâni ori să apară din nou. Iar mai dați până când... La musculița albă de ser este important să și igienizați spațiul unde aveți mușcatele, pentru că musculița albă de ser migrează pe celelalte plante netratate sau chiar pe buruieni și revine după trecerea efectului insecticidului. La trandafir trebuie să punem și lipici, la mușcate nu. Puteți, la trandafir nu-i cazul. Nu? Nu, nu. Puteți să stropiți la trandafir pentru făinare cu Score sau Sistem Forte sau Topaz. Da. Nu este nicio problemă, sunt produse sistemice. Și să urmăriți când apar la primele frunzulițe, aproape de boboc, da. Acolo se albește puțin frunza. Și atunci a observat, faceți tratamentul și împotriva păduchilor, respectiv a fidelor, și împotriva făinării și ați rezolvat problema. Frunzelor sau a făinării. Da, da, cu ce mi-a spus dumneavoastră. Da. Da. La trandafir mai puteți să folosiți și produsul Amistar, la fel ca și la mușcate. E bine să aveți, atunci când aveți plante ornamentale, în curte Amistarul funcționează foarte bine pe foarte multe culturi, dar mai ales la ce ne-ați întrebat dumneavoastră. Da, și deci Amistarul pentru făinare merge și la mușcate. Merge, însă merge foarte bine la trandafir când apar petele acelea ruginii. Da. Acolo să-l folosiți. Până prin luna iulie nu o să apară. Am înțeles, da.
Bine, vă mulțumesc frumos, o emisiune plăcută. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, alo. Sunteți în direct. Alo, să rămână. Vă ascultăm. Alo. Da, vă ascultăm, spuneți, în telefon. Să rămână. Să trăiți, domnul inginer. Trăiți și noastră. Domnul inginer, am și eu o problemă. Am zeamă bordeleză praf. Da. E mare IF, 200 de grame. Da. Am șemp 77, 20 de grame. Da. Am karate zeon 2 mililitri, da. Am score 250-2,5 mililitri. Da. Pot să dau și eu la măr, la păr, au căzut petalele aproape 80%. Aveți acolo substanțele, deci puteți să folosiți CEM 77, 20 de grame. Cum, șempu? CEM 77, 20 de grame, da. L-aveți? 20 de grame, da. Așa. În combinație cu un insecticid, karate zeon 2 mililitri, da, score, și puteți, dar l-am enumerat score. Score 2 mililitri. 2 mililitri. 2,5 scrie pe aia, 2,5. Fiola aia o puneți în 10 litri, da, de apă. Și mai am zeama bordeleză, plicuri, praf, 200 de grame. Zeama bordeleză o folosiți în grădina de legume, în momentul în care dumneavoastră vreți să recoltați roșii. Atunci... Deci acum nu folosesc pe asta. N-are rost. N-are rost. Este un produs de contact care se folosește, este un produs bio. Care se folosește... De folosesc la 10 litri de apă. Cum? Asta amestecată la 10 litri de apă. 50 de grame în 10 litri de apă. Nu, cu ce v-am dat eu, șempul... Nu amestecați, zeama bordeleze, nu amestecați decât cu un insecticid. Nu amestecați cu, nu acolo pentru petale. Rugămintea mea, domnule, la pomii mei am în jurul lor ceapă, usturoi, frunze și în momentul când stropesc o să cadă pe ele, pot și, să le mai mănânc după aia. Și ce problemă, dar dumneavoastră mâncați imediat după ce stropiți? Nu, dar pot... Ați liniștit că până când mâncați din ceapă mai trec încă două tratamente. Dacă mâncați ceapa verde și e plantată din toamnă și este destul de mare, așteptați 14 zile de la aplicarea tratamentului. Cu siguranță vaporii de pe pomi vor cădea și pe frunzele culturilor, da, pe care le aveți sub pomi. Mai am, doamna Cristina, m-am și mazăre, m-am și leuștean, ăsta le pot înveli. Dar stați un pic să o lămurim. Dumneavoastră recoltați mâine? Nu, dar... Atunci ce puneți, de ce puneți întrebarea asta când dumneavoastră nu recoltați în două săptămâni? Deci numai dacă recoltați în două săptămâni de la aplicarea tratamentelor la pomi, evident că acest tratament nu este singular la pomii fructiferi. O să mai urmeze și peste 2-3 săptămâni să mai repetați, să faceți următorul tratament. Dacă recoltați, ascultați-mă să înțelegeți regula. Dacă stropiți pomii și urmează să recoltați culturile de sub pomi care posibil să fie atinse de produsele care le folosiți la pomi, dacă recoltați mai repede de 14 zile de la aplicarea tratamentului la pomi, atunci acoperiți culturile de sub pomi. Dacă nu aduce nu ridică nicio problemă culturilor de sub pomi. Pe noi ne interesează să nu ingerați pesticide, da? Am înțeles. Altă rugăminte, am un vișin și un măr din ăsta văratei care acum florește. Așa. Pot să le dau cu aceeași substanță când cad petalele? Puteți să le dați cu aceleași substanțe cu care stropiți mărul, părul, gutuiul, cireșul, vișinul, prunul. Și încă o rugăminte la viță de vie universale și nisorun. Au frunzele, vie lăstare sunt cam 2-3 cm. Pot să dau acum? Când au frunzulițe, puteți să dați împreună cu nisorunul. Deci universalii și nisorun. Nisorun, da. Și puteți să puneți acolo și un albit și un îngreșământ foliar. Foliplant, dacă aveți, puneți în primele 3-4 aplicări, este recomandat să administrați și îngreșăminte foliare. Plantele au nevoie intensă de elemente nutritive în această perioadă. Albitul funcționează foarte bine în... combinația aceasta de fungicide, insecticide și îngreșământ foliar, pentru că potențiază toate produsele pe care le aplicați acolo. Face ca planta să le absoarbă și să le folosească corect. Da, doamna Cristina.
Deci dacă e să fac ceva, trebuie să acopăr cu folie. Dacă recoltați în următoarele 14 zile și mâncați. Dacă nu, nu se impune nicio folie. Deci, da, am înțeles. Deci mai jos de 14 zile nu pot să mănânc. Da. Da. Dacă aveți ceapă sau ridic pe care le recoltați peste 3 zile de la tratament, atunci puneți folie. Le acopăr. Da, dacă nu aveți, cum este mazăra pe care o recoltați peste 2 luni, atunci nu necesită folie. Am înțeles. Cele care le culeg mai devreme trebuie acoperite. Da. Mulțumim frumos, sărut mâna. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Sărut mâna. Vă ascultăm. Turvorutul. Da. În amestec cu albit. Da. Și cu folii plant. Da. Se pot da și pe frunze foliar sau numai la rădăcină? Da, se pot da. Produsele au dublă valență. Dacă albitul și turvorutul folosiți la răsaduri, puteți să îmbăiați și rădăcini. Nu, deci eu când vreau să pun răsadurile în pământ, atât da, tocmai aia vă spuneam. Deci, albitul și turborutul îl puteți folosi în combinație la transplantarea răsadurilor. Așa. Fie înmuind rădăcinuțele răsadurilor sau cubul nutritiv în această soluție, fie puneți răsadurile și apoi udați cu această soluție de albit și turborut și după aia cu aceeași soluție puteți să pulverizați și foliar pe frunzele răsadurilor. Acolo pe frunze amestecat și cu folii plant. Bun. Aliet sau aliatul la castraveți, de câte ori se dă? De 2 ore sau dată? Dați o singură dată. La început, când apar primele frunze și sunt de mărimea unui ou de găină, așa mai mărișoare, începe să înflorească. Într-un timp că când au 4-6 frunze adevărate, cam acolo. Da. Dar și când încep să înflorească, și atunci puteți să dați, pentru că nu este nicio problemă. Și pe urmă, tratamentul, pot să-l fac cu același tratament care îl fac la roșii și la ardei? Acolo, dacă au flori și se dezvoltă castravetele, acolo trebuie să interveniți cu un insecticid, spre exemplu Sivantoprim. Nu, până la castravete. Dar de asta v-am spus. El, după ce înflorește, în 3-4 zile are castravetele de recoltat. Și atunci puteți să folosiți fie zeama bordeleză, fie cup ferolul în combinație cu Sivantoprim. Au remanență foarte mică sau chiar deloc. Cup ferolul nu intră în plantă, o puteți spăla leguma respectivă și o puteți mânca. Și dacă aveți albit și turborut, udați plantele tinere și pulverizați frunzele plantelor tinere, pentru că funcționează foarte bine ca agent antistres și starter foarte bun pentru plantele tinere. Păi de-aia sunat, zic, ca să nu greșesc, să dau pe frunzi. Se poate uda și pământul și pulveriza și foliar pe frunze. Așa și scrie pe ambalaj. Aplicare prin fertirigare sau foliar. Când dau cu pompă, atunci dau lancea la rădăcină și acolo urc pe ea în sus. Perfect. Dar să udați. Una înseamnă să pulverizați, adică vapori, și când spun să udați, este ca și cum ați uda cu apă. Păi da, trebuie turnat cu gada acolo, că la tăția ardei câte îți dă. Exact. Ca și cum puneți o plantă și o udați imediat după ce ați plantat-o, la fel udați cu solut, nu cu apă, ci cu soluție de albit și cu turborut. Da. Bine, să rămână, mulțumesc mult. Multă sănătate vă dorim. Pentru o înrădăcinare mai bună și o nutriție completă, utilizați biostimulatorul turborut. Stimulator radicular, balsam pentru sol și îngrășământ starter complet. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, vă ascultăm. Să rămână, doamna ingineră, să trăiți, domnul inginer. Ei, și dumneavoastră. În vadă am vreo 15 tufe de aronia. Da. Mi-a invadat pur și simplu gândacul păros. Da. Dacă de anul trecut până acum s-a scos vreun insecticid, ceva care să-l combată. Nu trebuie să combateți decât în felul următor.
cumpărați-vă două, trei lighene de culoare albastră, le pune, dar cu suprafață mare de evaporare, cât mai largi. Da. Și puneți așa 2-3 litri de apă, sau mai mult, jumătate să-l puneți cu apă. Și puneți 100 de mililitri... Balsam de rufe. Cum? Da. Balsam ăsta. Cocolino. Cocolino. Am pus, domnul inginer. Și? Dă, nu spun că nu. Dar sunt și pătufe. Da, florile până, până când simt mirosul, după aceea se duc acolo, să știți. Deranjați-i puțin. Aveți cultură mare, nu puteți să scuturați puțin plantele? Nu, vreo 15 tufe așa am, dar sunt dacă mari. Deranjați insectele să zboare de acolo și în momentul în care zboară, sau faceți altceva. Cumpărați-vă un insecticid, Faster sau Fastac. Faster sau Fastac. Și stropiți plantele, nu vor muri, dar insectele zboară de acolo că simte mirosul. Eu am dat cu Mavric. Mavric, e bun. Sau Talent. Talent super, nu? Da, Talent super. Insectele... 1200 energy, și ăla miroase foarte urât. Insectele vor muri, adică vor zbura de acolo și zboară unde simt mirosul ăsta de cocolină. Da, da, am înțeles. A doua întrebare, dacă îmi permiteți. Da. Dual Gold este erbicid pelicular. Dualul Gold este... Da. Dar ce vreți să faceți cu el? La ce cultură vreți să-l dați? În locul de Stomp Aqua, dacă pot să folosesc Dual Gold. Dar plantele-s răsărite? Nu. Dacă nu-s răsărite, puteți. Sau și când-s răsărite, dar foarte puțin. Dacă-l aveți, îl folosiți. Dacă nu-l aveți... Atunci mai bine cumpărați Pendigan sau Stomp Aqua sau Pendisol sau Penditim și stropiți pământul înainte de răsărire. Deci înainte? Înainte de răsărirea culturii și a buruienilor. Da, da, gata, am înțeles. Da. Spuneți. Alo? Da, vă ascultăm. Las mochini. Au apărut frunzulițele astea fragede. Da. Nu știu, cred că noaptea ceva din vârf de acolo le mănâncă. Dimineața le găsesc așa, mâncate din ele. Deci să folosiți, dacă aveți mavricul, puteți folosi. Da. Împreună cu produsul Amistar și Foliplant. Toate trei le amestecați și ați rezolvat problema. Am înțeles și vă mulțumesc foarte mult. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Sunteți în direct. Bună ziua, vă ascultăm. Fița Madela, m-a auzit și pe da, mine, vă auzim, nu? Spuneți. Am în trecut, am avut o recoltă foarte bună de prune, dar am avut ciuruirea frunzelor. Pot să dau cu silit? Puteți să dați cu silit, însă dacă faceți tratamentele corect și la timp, puteți să rezolvați problema mult mai ieftin. Produsele pe bază de cupru, CEM, CEMPION, FUNGURAN, COSAID, TRIUMF, rezolvă problema, dar să faceți tratamentul la timp. Dacă nu, atunci puteți interveni mai dur. Dar ciuperca, dacă este instalată, cam greu să rezolvă treaba. Deci trebuie să preveniți apariția ei. Da, eu am înțeles că dacă dau cu silit, pot să amestec cu cupferol și cu restul produselor? Absolut. Asta vroiam să știu. Sigur, puteți să amestecați, nicio problemă. Da, pentru că am avut o recoltă foarte bună de prune, numai că am avut toate frunzele ciuruite. Da. Și am înțeles de la dumneavoastră că pot să dau cu silit. Asta am vrut să vă întreb, dacă pot să adaug însă, cu silit alte produse. Însă fac o remarcă. Da. Să nu utilizați silitul cu aproximativ 2 luni de zile înainte de recoltare. Nu, domnul inginer, acum adaug, când au apărut frunzulițele. Da, are 60 de zile remanență în plantă. Știu, da, știu. Deci acum, când are frunzulițele, cât ouă de porumbel, pot să dau? Acum, sigur. Și, da. Și mai încolo, că prunele le recoltați în septembrie, octombrie. Da.
Mulțumesc, mulțumesc. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm. Pentru domnul inginer. Și problema e trandafiri. Sunt niște musculite albe, da, pe ei păduc gel, ceva, da, păduc maro. Și ar vrea cu ce putem trata. Soția e cu eu, dar am urcat să sunt eu. Ce insecticid aveți acasă? Eu nu aș că soția e cu ele. Da? Dar e vorba că vă trandafiri sunt niște musculite albe, da, ceva păduc gel, și păduc maro. Nici o problemă. Deci dumneavoastră să folosiți fie afirm. Reușiți să notați. Notez acum, spuneți, domnul inginer. Afirm. Afirm? A-F-I-R-M. Afirm. A-F-I-R-M, da. Sau Karate Zeon. Cum? Karate Zeon. Karate Zeon. Îți dau o cuvinte, da. Ce fel de karate, n-am înțeles. Z-E-O-N. V-E-O-U, da. Z de la zăpadă, nu V. Z. Z-E-O-U, da. Da. Deci dacă stropiți cu asemenea, ăsta rezolvați problema. Omorâți insectele. Bine, mulțumesc foarte, foarte mult. Sănătate. Multă sănătate. Pentru cei care văd că ne adresăm acum și plantelor ornamentale, pe site-ul Casa Plant aveți, vă vorbeam de acele pachete pentru pom, vie, legume, dar aveți și pentru plante ornamentale. Și acolo aveți insecticide și fungicide și îngrișăminte foliare necesare pentru 10 litri de apă. În cazul în care nu vă descurcați și nu știți ce să aplicați, accesați acel pachet de pe site-ul Casa Plant pentru plante ornamentale. Alo, bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră, avem niște afini. Da. Unii sunt floriți, alții încă nu. Da. Și unii se usucă în vârf, așa. Da. Mugurii și crenguța, vârful, da? Da, crenguța de la vârf. Este o boală, îi spune Phomopsis. Dacă vă uitați pe Google, vă explic acolo. Este o boală care este frecventă la afin. Să încercați produsul Amistar. Dar numai o parte unde e mai umed, jos, așa, cumva. Acum, oriunde apare, trebuie să o combateți, nu? Da. Și ideal ar fi, dacă au apărut pe câteva plante, să folosiți tratamentul la toate plantele, pentru că încercăm să combatem și mai greu, dar ne interesează să prevenim. Deci faceți tratamentul, așa cum spune domnul Ghibu, și preventiv și la plantele sănătoase. Dar acum le putem, dar dacă nu au frunze. Da, au ceva frunzulițe. Micuță. Păi, așa cum sunt. Așa cum sunt, ca să opriți boala respectivă, trebuie să faceți tratamentul. Substanțele care le aplicați ajung și pe crenguțele alea care dumneavoastră spuneți că sunt afectate. Și numai Amistar? Amistar, un insecticid și tratamentul următor, tot la asemenea două săptămâni, cu aceleași produse, dar adăugați un îngrășământ foliar, ori foliplant, ori turborut, ori bionat plus. Și albitul putem pune? Sigur, obligatoriu. Mai ales la plantele care au o suferință, pentru că el este și agent antistres. Deci pe lângă că sunt bolnave, vor veni fie înghețuri, fie secetă, fie călduri greu de suportat pentru plantă, și albitul funcționează ca și agent antistres. Dar unde le aveți dumneavoastră plantate? Noi avem o mică cultură, a fost foarte frumoasă anul trecut cu tratament de la dumneavoastră. Așa. Foarte, foarte frumoasă, cultură bogată, dar asta se arată ceva. Să aveți grijă de aciditatea solului. Trebuie aciditate multă în sol. Vedeți cum o rezolvați. Acum le putem pune geneasol. Exact. Rezolvați-o, ca altfel să știți că puteți să-i dați de acum, din fiecare lună, un singur tratament. Și zonele unde este umed pământul, încercați să drenați umiditatea pământului, pentru că niciunei plante nu-i place pământul sau unde băltește apa. Da, bine, vă mulțumesc. Pentru căpșune, ați vrea ceva tratament încă?
Amistar și un insecticid îngreșământ foliar, neapărat. Și la căpșuni aș folosi nisorunul sau vertimecul, pentru că apar foarte des acarienii. Deci amistar sau score împreună cu caratezeon sau nisorun sau vertimec, îngreșământ foliar obligatoriu la acest moment. Dacă recoltați repede și apar deja fructele, folosiți bionatul plus, albitu. Și dacă plantele sunt tinere, puteți să puneți și un turborut, dar eu, în cazul căpșunilor, aș uda cu turborut. Aș face fertirigare cu turborut. În picurare? Da. Bine, puteți, puteți să dați, dacă nu aveți sistem în picurare, puteți da, să dați avem, și cu udător. Avem sistem la toate. Apoi atunci e simplă simplu, treaba. E simplă treaba de făcut. No, bine, vă mulțumesc. Multă bine, sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână, bună ziua. Ziua. Domnul inginer, rugăminte la dumneavoastră. Pomii, amă, pomii, măr, de exemplu, am 5 soiuri de mere. Și o parte zbobot, o parte sunt florit. Da. Cum mă sfătuiți? Eu vă sfătuiesc să faceți tratamentul diferențiat. Care au boboc, le dați acum. Care sunt floriți și sunt florire de plină, le dați pace până când încep să cadă petalele. Altfel nu există... Am înțeles, domnul Zinian, dar rugămintea, în același pom, o creangă înflorită... Pe cât posibil să o evitați. Adică să nu stropiți intenționat, chiar dacă ajunge ceva soluție pe... Am înțeles. Ați întârziat puțin când ați văzut prima, chiar dacă bobocul e un pic mai avansat, când ați văzut culoarea roz sau albă în funcție de specie, trebuia să aplicați tratamentul. Am aplicat, dar mă rog, nu e o problemă. Am un persic, numai unul singur de anul ăsta, din primăvară plantat. Merge bine, dar mășicară roșie. Silit. Nu trebuia să apară dacă ați fi făcut tratamentul la apariția frunzulițelor cu silit. Am dat o tură de silit cu cuprul și mă rog. Înseamnă că l-ați dat târziu. Dar când apar frunzulițele, imediat trebuia făcut tratamentul ca să preveniți apariția la ciuperca respectivă. Bine, vă mulțumesc. Sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua. Am o rugăminte la dumneavoastră. Usturoiul care are 3 frunzulițe și ceapa 2, pot să-l stropesc cu Sivantop prin șaione? Da, sigur. Puteți să folosiți următorul rețetar. Da. Cabriotop. 20 de, în 10 litri de apă. Cabriotop, da. 20 de grame. Da. Un insecticid. Aveți ceva insecticid acasă? Da, am Sivantoprim. 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 Da. 10 mililitri. Da. Îl aveți la fiolă, nu? Da. O fiolă din aia. 10 mililitri. Așa. Folosiți 30 de mililitri foliplant. Am albit și... Ce albitul? Și o fiolă de 2 mililitri de albit. Dacă și amagerolul? Cum? Amagerolul nu-l puteți combina cu nimic. Da. Deci puteți să-l dați, dar nu în această combinație în care v-a spus domnul Ghibu. Da. Și la semințele de morcov și pândrujel, cât timp să le țin în albit ca să răsară mai repede? 10 minute și după aia soluția, numai să nu uitați. Diluția pentru îmbăierea semințelor este 2 mililitri într-un litru de apă. Da. Și după aia apa aceea mai puteți pune 9 litri de apă și udați locul unde ați pus semințele. Că pământul trebuie să fie ud ca să germineze semințele. Da. Și încă ceva. Bulbii de apaci care vreau să-i plantez acum, da. Cât timp îi țin cu tot sinc după ce îi... Nu trebuie să țineți cu nimic, în ziua respectivă puteți să-i plantați câteva ore sau nu trebuie, în momentul când i-ați pudrat, i-ați plantat. Bine, mulțumesc mult. Sănătate. Multe și la multe emisiuni. Mulțumim, sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână, doamna Cristina, bună ziua. Ascultăm. Bună ziua.
Domnul inginer, am rugăminte. Am luat trica expert. Da? Numai că eu mă așteptam că e sub formă de pastile mai mari, așa. El este sub formă granulată ca și zahărul. Da. Acum, problema e de cantitate. Eu am făcut, am semănat niște fasole. În gaura respectivă am pus cam un sfert de linguriță așa de trica expert, pe lângă boabe. Nu trebuie decât cum sărați pâinea cu untură, așa trebuie să puneți trica expert. Nu trebuie să puneți cantitate mare. Aolo, am pus cam un sfert de linguriță. Nu se întâmplă nimic, numai v-ați cheltuit banii. Am înțeles. Așa, a doua întrebare. Dar am eu o întrebare la noastră. După ce ați aplicat trica expert și ați pus fasole acolo, ați udat cuibul ăla? Sigur. Dacă l-ați udat, e perfect. Da, după care am învelit cu pământul uscat, iar la final am dat cu stompacva. Corect, ați făcut treaba bine. Bun, acum, domnul inginer, mai acum 3 săptămâni am pus niște ridichii și morcovi. Da. N-am pus trica expert pentru că n-am avut, mă rog. Am semănat, am pus în rânduri așa, am nivelat cu pământ, după care am erbicidat cu stomp. Da. Morcovii au ieșit frumos. Da. Numai că ridichiile și salata, că și salata am semănat, au ieșit culoarea galben portocaliu, așa frunzele. Și se uscă. Și probabil. Nu v-am spus eu... M-ați auzit pe mine să vă spun că să erbicidați fasolea și ridichile cu stomp? Salata și ridichile. Salata și ridichile cu stomp? Nu v-am auzit. Ei, și atunci de ce ați făcut? Deci nu e bine. Ați făcut o experiență. Acum v-ați dat seama că nu se poate. Am înțeles. Dar la morcov a fost ok. Păi este morcov omologat. Morcov, pătrunjel, ceapă, usturoi, fasole, mazăre... O tehnologie. Am înțeles. Așa, roșii, ardei, vinete, altfel aplicat. Bun. Acum, și a treia întrebare, vă rog frumos. Urmează să pun și roșiile. Tot așa, am întins teracalcul pe teren, l-am prelucrat și săptămâna viitoare aș vrea să însămânțez roșiile. Da. În locașul în care punem roșia, o să punem și niște trica expert, da? Da, se poate. Ce-anume? Puteți să puneți. Da. Îmbibăm cubul în turborut. Așa. Așa. Și nivelăm terenul înapoi. Așa. Problema este, noi pe unde mergem pe pământul ăla, dacă se bătătorește normal între rânduri, mai are efectul stomp acolo sau mai dăm la final încă o dată? Nu. Unde puneți roșii, nu. Deci nu se întâmplă nimica numai dacă dumneavoastră băgați sapa în pământ. Am înțeles. Nu, mă gândeam de efectul la stomp că... Dacă îl călcați pământul erbicidat, nu se întâmplă nimic. Ok. Asta era tot. Bine. Mulțumesc mult de tot, domnul inginer. Să rămână, doamna. Dar multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, alo. Sunteți în direct. Română. Bună ziua. Bună ziua. Am și eu câteva întrebări la dumneavoastră. Ascultăm. În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiunile deosebite pe care le faceți și ne sunt de un real folos. Mulțumim și sperăm să vă fie de folos. Munca intelectuală a dumneavoastră se vede în rezultatele obținute de noi. Înainte de a face muncă intelectuală, am făcut și noi munca dumneavoastră să testăm produsele pe care vi le recomandăm. Da. O întrebare. Am dezinfectat solul cu basamid. Da. Mă rog, acoperit cu folie, udat, toate astea. Întrebarea este următoarea. La plante va mai fi nevoie pe parcurs de tratamentele pentru boli și dăunători? Da. Sigur. Da? Da. Pentru că agenții patogeni nu sunt numai în pământ. Îi suflă și de la vecinul. Am înțeles. Sunt aduși de insecte, sunt aduși de păsări, sunt aduși de vânt, dăunătorii, bolile, adică sunt și alți vectori. Noi, prin dezinfecția solului, am anihilat posibilele probleme care pot să apară din sol, dar din aer... Care sunt greu de tratat.
Am înțeles. Dacă vă mănâncă larva cărăbușului de mai rădăcinile plântuțelor tinere sau nematozii de sol, dacă vă afectează rădăcinuțele, nu mai avem cum să combatem. Dacă vine musca, o dăunător sau un păduche de frunză sau un acarian, acolo mai avem insecticide. Sunt mai multe posibilități de combatere. V-am înțeles. Mulțumesc. A doua întrebare. Vișinii sunt înfloriți. Da. La doi vișini am observat astăzi că florile încep să capete o culoare maronie. Da. Îmi dau seama că e vorba de o monilioză. Dacă puteți verifica, să luați, luați crenguța, da, o secționați de-a lungul și dacă măduva este maro, atunci este problema care ați spus-o dumneavoastră, monilinia. Dacă da, nu, dacă măduva este verde, atunci florile s-au polenizat și se va forma fructul. Dar trebuie să aveți răbdare. Da, e o verificare, deosebire între a se maroni florile întregi sau a se maroni marginea petalelor. Să nu confundăm lucrurile. Când se maronește marginea petalelor, este un, un proces fiziologic normal, s-a terminat perioada de înflorit. Dacă cu tot mănânchiul, grupul ăla de flori, se ofilește și se face maro, atunci vorbim de monilioză. Da. Eu am tratat cu porus insecticid și un foliplan. Nu știu dacă am făcut bine. Ați făcut, combinația ați făcut-o bine. Însă n-ați avut frunze atunci când ați făcut tratamentul. Păi numai de vreo 4 zile am făcut. Păi de asta vă spun, treaba asta se face în momentul când plantele au frunze. Să aveți, să aveți receptorul, să aveți... mă rog, organul plantei care să recepționeze substanțele pe care dumneavoastră le dați. Petalele sau sepalele la flori nu recepționează substanța. Am înțeles. Și atunci, pot să mai tratez? Eu am reținut-o de la dumneavoastră cu substanța numită Coru, se aplică atunci când... Sigur, puteți să aplicați de 2 sau de 3 ori. Nu este nicio problemă. Anihilează ciuperca. Și când vișina are mărimea unui bob de piper, bob de piper sau mai mare. Pentru monilioză la cireș și vișin puteți să folosiți Score, Corus, Schwitz, Luna Experience sau Signum. Da. Deci unul dintre aceste produse care vă convine mai mult. Am înțeles. Bine, eu totuși voi da un tratament că mi-e teamă nu cumva să se răspândească și la ceilalți vișini. De răspândit nu o poate răspândi decât păsările. Păsările. Da, da. Dar v-am spus, încercați ca să vă eliminați suspiciunea asta, luați un lăstar care îl vedeți dumneavoastră mai afectat, îl crăpați de-a lungul. Poate îl vedeți și la exterior, acolo unde monilinia atacă, apar niște lacrimi mici de clei. Da. Atunci da, vă dați seama imediat. Vă mulțumesc frumos, țineți-o tot așa, deci că emisiunile sunt destul de plăcute și recepționate, dar am o rugăminte, domnul profesor. Sunt oameni care intră în direct cu dumneavoastră și atâta întrebare ce vă pot pune că ei ocupă spațiu câte 15 minute, dacă nu 20. Emisiunea este pentru toată lumea și vă mulțumim că ați ridicat această problemă. Rugămintea e nu pentru noi, ci pentru dânsii. Să fiți înțelegători unii cu ceilalți și să vă acordați timp și răgaz ca toată lumea să aibă acces la informațiile de care aveți nevoie. De asta, emisiunea se transmite în reluare la ora 22, păi să asculte la ora 6 dacă îl interesează și nu el să ocupe atâta spațiu. Am asta e valabil. Poate că vă aud cei interesat și cei vizați. Se orientează. Da, vă mulțumesc frumos. Multă sănătate și spor. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună Alo. Ziua, vă ascultăm. Bună ziua, Sărăuna. Bună ziua. Ascultăm, spuneți. Da, mă auz pe dublaj, ce se întâmplă? În telefon, numai în telefon ne auzim. În telefon, numai în telefon. Am și o întrebare, dacă se poate. Vă rog.
Am o livadă prin copacii care i-am, am și niște terzici. Și aș vrea să știu dacă cu soluția care rămâne la ăla. Da, nu vă aud. Noi vă ascultăm cu atenție. Dumneavoastră adresați-ne întrebarea coerent și cursiv și noi vă vom răspunde. Ok, ok. Vreau să aflu dacă cu soluția de la pomii ăla când îi stropesc pot pune silit și să stropesc terzicii. Da, se poate. Dacă adăugați produsul silit. Ok. Am scoare, copru, albit, îngrășământ. Pot să pun silitul, da? Puteți să puneți la asta silitul și stropiți și piersicul, nectarinul și caisul. Am înțeles. Încă o întrebare. Dacă stropesc caisii, da, pot să mănânc caisii alea mici? După 60 de zile. După 60 de zile, în orice formă, mici sau mari, important este să treacă 60 de zile de la tratamentul cu silit. Am înțeles. Să rămână o zi bună, mulțumesc. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână doamna Cristina, să zic domnul profesor. Trăiți în noastră. Am și o singură întrebare. Vă rog. Am un solar de legume. Da. Așa, am luat basamic, cum am zis la dumneavoastră, și cu teracalco. Da. L-am incorporat în sol cu motocanda, cu motocultorul, da, l-am împrăștiat, am băgat motocultorul iar și cum am dat apa peste el. I-am dat sopitoarea peste el. Așa. Acum, după câte zile pot să plantez roșiile în el? Dumneavoastră, după ce ați aplicat basamidul, ați udat terenul? Foarte bine, de câteva ori, de câteva ori, în 3 săptămâni, de 3-4 ori. Da, la 3 săptămâni de la aplicarea basamidului. La 3 săptămâni, nu? Da. Și înainte de plantare, neapărat să mai băgați odată motocultorul în acel pământ, să-l aerisiți, da? Mai am băgat până și mai bag odată, trebuie să-l bag. Sigur, îl mărunțiți cum trebuie, îl aerisiți și puteți să puneți ce plante doriți. Mulțumesc frumos! O seară bună, vă doresc! Asemenea! Multă sănătate vă dorim! Pentru dumneavoastră, cei care faceți cultură de legume, nu uitați de semințele de calitate de la hectar și vă recomandăm o serie de hibrizi de la hectar, de castraveți, de ardei, de tomate, de varză, cum ar fi varza, hibridul de varză Victoria F1, care nu emite tiji de florale, indiferent de perioada în care îl plantați, are un avantaj deosebit pentru că are o toleranță ridicată la fuzarioză, respectiv la ofilirea vasculară. Și o să vedeți imediat după pauză ce înseamnă plantele a căror vase lemnoase și liberiene prin care se hrănește sunt afectate de această ofilire, de ofilirea vasculară. Toate vasele liberiene și lemnoase se brunifică, se înfundă și planta nu se mai, nu se mai hrănește corespunzător, indiferent câtă apă sau îngrășăminte îi puneți la dispoziție. Pe site-ul hectar.ro aveți ambalaje și de 1000 de semințe și de 2500 de semințe. În funcție de perioada în care intrați pe site, s-ar putea să beneficiați și de discount. Nu uitați că sunt hibrizi creați în România și pregătiți sunt aclimatizați aici să reziste atât climei cât și adaptați condițiilor de sol din România. Tehnologia, evident, trebuie să o respectați pentru că indiferent unde ar fi creați hibrizii, au boli și dăunători, dar evident vin cu anumite toleranțe în fața anumitor boli de care vă spuneam, viroze la ardei și la tomate și iată că și hibridul Victoria F1 are toleranță ridicată la ofilirea vasculară, o boală care în principiu decimează plântuțele tinere și o să le vedeți ofilite, plus că nu mai fac căpățână. La hibridul F1 aveți un cotor foarte subțire, deci aviz gospodinelor și aviz și evident fermierilor că vă vor cere gospodinele acest hibrid, pentru că are frunza foarte subțire, cotorul foarte subțire și nervurile subțiri sunt foarte bune și pentru industrializare, murătură, dar și pentru un consum în stare proaspătă și
pentru sarmale. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute și cu alte informații. Stai aproape! Revenim după pauză alături de semințeplante.ro, sursa ta de semințe profesionale, de legume și produse pentru horticultură.